Felicitări și mult succes! Dincolo de bucuria depunerii acestui jurământ, într-adevăr simt responsabilitatea în această perioadă a problemelor care, împreună cu echipa în care am fost primit, trebuie să le gestionăm și să le rezolvăm astfel încât întreaga populație a județului Sălaj, alături de întreaga națiune, să trecem cu bine peste această grea perioadă. Eu cred că voi fi de folos, pentru că, așa cum am spus și în jurământ, tot ce stă în puterea mea și în priceperea mea, pun în slujba cetățeanului din acest județ. Mulțumesc frumos! Îi spun și eu, domnului subprefect, un bine a venit în instituția prefectului județului Sălaj. Trebuie să vă spun că îl cunosc de foarte multe vreme pe Romi. E o persoană foarte, foarte conștiincioasă, cu un profil moral, social și profesional de excepție. Eu cred că e un om pe care ne vom putea baza, este un om de echipă și când vorbesc acest lucru știu pe ce mă bazez. Momentul în care vine în instituția noastră nu este unul ușor, este unul destul de dificil, avem foarte multe probleme de gestionat. Venirea lui e de bun augur în instituția noastră pentru că vom începe să distribuim atribuțiile sau responsabilitățile și eu cred că prin experiența pe care o are domnul subprefect, alături de celălalt subprefect, care e mai vechi, în această poziție de domnul vechi, cred că vom forma o echipă foarte bună și rezultatele vor fi foarte bune pentru instituția noastră. Vreau să-i doresc cu această ocazie mult succes și de mulțumesc. Întreaga noastră deschidere pentru prezența domniei sale în mijlocul nostru. Am nevoie. Dacă mi se permite câteva cuvinte, sigur, îi spun și eu bun venit colegului meu și bun venit în echipă. În echipa de conducere a instituției prefectului, domnul Sârcă, sigur, vine dintr-o instituție tot publică, în care a căpătat o anumită experiență și eu îl cunosc de foarte mult timp, de pe vremea când îndeplinea funcția de director al Agenției Județene de Șomaj. Sigur, cum spunea și domnul prefect, este o persoană care se implică, s-a implicat în rezolvarea problemelor și sper să avem o colaborare bună și nu avem motive să nu avem. Vine într-o perioadă, sigur, dificilă, într-o perioadă în care nu numai noi, județul Sălaj, ne confruntăm cu această problemă care a devenit generală numai la nivel de Europa și la nivel mondial, dar sper să găsim soluțiile potrivite la momentul potrivit, așa încât cetățenii să nu sufere sau dacă, sigur, mai sunt apar și sincope, să le putem gestiona cu foarte multă operativitate și în așa fel încât să nu fie probleme deosebite. Sigur, cum spuneam și domnului prefect, mai în glumă, mai în serios, trebuie să ne vedem de problemele noastre, dar sigur, până suntem implicați și împuterniciți în aceste funcții de demnități publice și nu este ușor, pentru că trebuie să fim zi și noapte la datorie. Orice actual, la un moment dat, devine fost, dar să fim cu conștiința împăcată că ne-am îndeplinit misiunea așa cum se cere. Deci, încă o dată, bun venit. Și ca să demonstrăm că suntem o echipă, inclusiv birourile ne-am împărțit și suntem în același birou, datorită faptului că aici suntem mai constrânși la spațiu, dar cu siguranță o să ne înțelegem foarte bine și îi doresc mult succes. Mulțumesc.